Neața lume, dacă vrei să apari în următorul clip și să faci tu intro-ul, filmează-te într-un clip din ăsta de 50 secunde în care zici neața lume, urmat de numele tău și câteva cuvinte și mi-l trimiți pe e-mail. O să fie în descriere, de acolo încolo ți-l rămas și numai de tine. Hei, neața lume, începem manga și la One Piece, fix de unde s-a terminat animeul, cel puțin de unde am văzut eu, înainte cu pata lui Shanks și tot ce o să se bage în film. Când Luffy se bătea cu Kaido și Big Mom a căzut în apă și a fost salvat în ultimul moment de Prometheus. Și Prometheus a început să se plângă de Zeus. Pă, nu-mi place de Zeus, oricum era bulangiu, dă lămăsa, ne-a trădat de atâtea ori. Eu zic să faci altul, alt homie din ăsta. Și Big Mom ia un fulger și face un nou homie, o fată, că Prometheus își dorea și el o gagică, știi? Și face asta un fulgerean, o fulgerică, pe nume Hera. Și apoi pălește pe Kid și Killer. Dă cu ei direct în Onigashima și Kid îl ținea pe Zeus în cutia aia lui, dar după lovitura asta n-a mai putut să-l mai mențină, scapă și Zeus de acolo și Law vede asta și zice, bă, trebuie să scopă ăștia de aici și pe Zoro, că dacă ține minte Zoro săracul s-a bătut de s-a chinuit în ultimul fight și Law îi trimite pe toți sub acoperiș, ce mai acoperiș avea și castelul ăsta și zice Luffy, bă, trebuie să plec cu băieții ăștia, ne aude mai târziu, Luffy e, bă, tu te fă-ți de cap, eu oricum vreau să mă dau cu Kaido și Luffy acum e OP, îți fac, se bate cu Kaido numai din Conqueror's Haki, cum a făcut barbă albă cu Roger și Kaido numai ce se scoală de jos, fericit, bucuros de lupta, aparent lui Kaido îi place lupta, o, cu cât ești mai bun și te ții la el și nu mori din prima lovitură, Kaido e, au, să mai ne batem. Și sare pe Luffy, bineînțeles, cu fucking buzduganul lui, Luffy îl blochează cu un singur picior, dar faza e că nici măcar nu se ating. Totul se întâmplă numai din haki, deci e cam până pe aici și aici e haki-ul ăla care face ca toți dracii în anime, face șmecherul manga, nu face nici cum. A, și sunt de la capitolul 1011 aici. Și când cei doi atacă, e exact cum am zis și mai devreme, când Roger cu barbă albă au luptat, că nici armele lor nu se atingeau, stăteau tot așa în... Okay. Și știți că Barba Albă și cu Roger erau vârful puterii. Acum, na, Kaido ar putea să fie, dar Luffy nu e vârf, cel puțin nu aici în capitolul ăsta. Înapoi la băieții noștri pe care i-a trimis Law la nivel, mai jos cu nivel, Kid îi zice lui Killer, pă, hai să ne grăbim să ne întoarcem, să ne batem cu Big Mom, să nu o lăsăm să împreună iară cu Kaido, că ai văzut, amândoi împreună sunt destul de puternici. Până să facă asta, se întâlnesc cu Hawkins. Și ăștia zic, ce famă, șarpe, ai venit iar să ne trădezi ca și atunci să ne faci manevră? Și Hawkins îi zice, bă, nu știu ce v-a supărat atât de mult pe mine, că știți cum e Hawkins cu șansele lui de succes, el mereu e cât la sută poți să faci asta, omul a luat cea mai bună decizie pe care o putea lua în condițiile alea. Și Killer, ca orice vicecapitan, zice, bă, mă bat eu cu fraierul ăsta, tu du-te încolo după Big Mom. Și Hawkins zice, bă, nu cred că vrei să faci asta, șansele tale să mori de 92%. Destul de mari, dar are șanse să și scape, știi? Acum numai să sperăm că ne arată lupta până la final și gen, nu știu, ori îl bate Killer, ori moare, ori facă ea cine știe ceva înțelegere, i-a luat lui ăla în cărți că, bă, pă, 6-50% dacă facem un parteneriat să îl batem pe Kaido sau ceva. Apoi vedem pe Tama, Usopp și Nami fugind de Page One, că știți că i-a alergat încă de pe când era un animu, și Tama vrea, de fapt, prin toată alergarea asta, ei să ajungă într-un spațiu ăsta super deschis ca să poată să dea ordin la toți care au mâncat din, știți că i-a scotea de aici Dango din alea, care Speed, tipa aia care a jumate capră sau ceva, le-a dat la toți ăștia care aveau smile-uri din alea defecte să mănânce și acum ea îi controla pe ei și ăsta e scopul ei, să ajungă să le dea ordin la toți. Aparent fructele ei merg doar, să mă rog, fructele ei, abilitatea ei funcționează doar pe ea care au smile din ăștia defecte. Apoi Usopp îl atacă pe Page One cu mare plante din ăla de al lui, care bineînțeles nu face mare lucru, că e Usopp. Dacă nu scoate ciocanul de 10.000 de tone, tot degeaba. Și apoi mare întorsătură de situație aici, că în timp ce alergau ei de Page One, dau de Big Mom. Și Big Mom se uită la și zice, oh, Tama, aici te-ai gândit, mamă, să vezi ce sparge. Nu, dimpotrivă. Big Mom foarte fericită că a dat de ea și zice... Bă, ce cauți tu în locul ăsta foarte periculos? Și Tama îi zice, bă, Lin, făceam griji pentru tine și de-aia am venit aici, așa că, na, tu ai plecat din Udon fără să ne dai de știre și am venit după tine când făceam griji pentru tine. Și apoi Prometheus zice că Big Mom câteodată mai intră în modul ăsta de mamă când vede copii din ăștia mai mici. Și Big Mom îi zice, bă, mersi pentru ajutorul ăla atunci când eram eu cu amnezie,
Dar e ciudat că și-aduce aminte când nu și-aduce aminte că nu și-aduce aminte. Și zice Tamara, deci ți-aduce aminte? Da, mi-aduc aminte când m-ai dus în satul ăla, tipa aia a făcut atunci ceva fasole sau ce a dat să mânce, a zis că, wow, cea mai tare mâncare ever. Și Tamara zice că, de fapt, orașul ăla unde au hrănit-o pe ea a fost distrus de Beast Pirates ăștia lui Kaido. Big Mom supărată și a zis, bă, până și pirații în toate nenorocirile pe care le fac, au și ei un cod de onor. Și aici Page One încă alerga după ei să-i mănânce și Big Mom supărată se întoarce și dă la o mare pumn în cap. Că din cauza lor a fost distrus statul care ea s-a distrat și a mâncat mâncarea aia genială. Aparent Big Mom are ceva cod de onoare. Dacă îi da mâncare când era foame, gata. Bă, gata. Nu vă atingeți de asta. Are fasole aia bun. Și Page One nu cred că o să mai se ridice. Adică știm că după ce l-a bătut atunci pe Queen, dintr-un pumn, i-a luat ceva timp să se reînvie și ăsta nu e la fel de puternic ca și Queen. Și apoi mai apare Ulti și așa se termină capitolul. Dacă nu și-a și asta one shot de la Big Mom, mai rămâne să o bată Usopp cu Nami și cam asta ar fi ce ar mai putea și ăstea să facă. Hey, acesta este One Piece capitolul 1011. Sper că v-a plăcut. Săptămâna asta o să avem Black Clover, One Piece și o să le continuăm. De unde a rămas animeul, nu mai stăm după ele că până le fac ăștia, îmbătrânim aici. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună. Like, share, subscribe și ne aud de mâine cu un nou clip.